Eu vreau să vă salut pe dumneavoastră prezenți aici în biserică, pe cei care ne urmăresc prin internet, îi salut pe toți, lăudați să fie Iisus Hristos. Vecii vecilor. Și pe părintele Mihăiță Popovici, invitatul nostru de astăzi, care trebuie să știm că bate la unison cu dorința noastră de a merge în pelerinaj. Părintele a fost de mai multe ori și ne-a spus că vine și acum cu noi, numai cu inima. Dar data viitoare poate vom organiza ceva împreună. Cred că anul viitor ar trebui să organizăm împreună, în pelerinaj ecumenic. Om trăi și om vedea, cine știe ce ne ajută Bunul Dumnezeu. În seara aceasta, pentru măcar jumătate de oră, părinte, să nu întârziem nici prea mult, până la 8 am spus noi, s-a întârziat cu căsătoria și cerem scuze, ca și măcar jumătate de oră, părintele ne va vorbi. La sfârșit voi da câteva indicații despre următoarea întâlnire și mai ales despre pregătirea pentru pelerinaj. Am niște date tehnice de la avion. Da. Aș vrea să-i mulțumesc părintelui Pavel foarte mult pentru că mi-a dat acest privilegiu de a vă vorbi câteva lucruri din experiența mea personală cu privire la Țara Sfântă. Este adevărat, am făcut 7 călătorii în Țara Sfântă și de fiecare dată m-am simțit ca și cum aș merge pentru întâia oară. În schimb, s-au petrecut niște schimbări fundamentale în sufletul meu, pentru că Țara lui Iisus, cu locurile care au rezonanță biblică, mi-a devenit un fel de patrie proprie și am ajuns să le iubesc ca locurile mele natale. Mă simt legat cu toată ființa mea de toate aceste locuri sacre care ne amintesc de viața istorică a Mântuitorului Hristos, dar și de spațiul biblic cu atâtea istorii, cu atâtea lucruri interesante. În seara aceasta aș vrea să vă spun câteva lucruri pe care le am în sufletul meu și care cred că ar putea să constituie elemente importante pentru pregătirea unui grup pentru pelerinaj. În primul rând, trebuie să facem o diferență foarte categorică între excursie și pelerinaj. Și cred că s-a vorbit în acest sens destul de bine. Pelerinajul nu este altceva decât acea călătorie care are în inima ei dorința de urcuș duhovnicesc, dorința de creștere spirituală, dorința de îmbunătățire a vieții noastre în Hristos. Excursia însemnează divertisment, cunoaștere, împlinirea aceasta pe orizontală, dar pelerinajul nu este altceva decât căutarea verticalității, căutarea lui Dumnezeu. Elementul esențial care se cere pentru un pelerin este să facă acasă o pregătire în vederea pelerinajului. Dacă plecăm într-un pelerinaj în Țara Sfântă fără o pregătire minimală, noi nu vom reuși să avem un rezultat important în viață. Și ce este pregătirea, de fapt? În ce constă această pregătire? Pe lângă relația noastră spirituală cu biserica, cu Euharistia, cu împărtășania, cu viața în Hristos, trebuie neapărat să luăm Biblia și să o studiem cu foarte multă atenție. Cine nu are puterea de a străbate toate paginile Bibliei, măcar să citească cele 4 evanghelii cu mare luare aminte și cum să le citească? Cu un caietel lângă el și să-și scoată notițe. Când ajungem la cuvântul Betleem, notăm ce s-a întâmplat în acel loc. Ajungem în Nazaret, ne notăm tot ce s-a întâmplat în acel loc. De ce? Pentru că atunci când vom ajunge în locul respectiv, noi deja să avem o imagine destul de bogată și să ne simțim bine când ghidul ne vorbește, să ne simțim foarte bine că noi recapitulăm cu ajutorul ghidului ceea ce deja
știm într-o anumită măsură. Biblia trebuie să fie, de fapt, cartea de căpătâie a noastră a creștinilor. Nu este doar apanajul sacerdotului, a preotului care slujește la altar. Ea trebuie să constituie hrana cotidiană a noastră, hrana noastră zilnică. Nu în zadar Iisus compară cuvântul lui Dumnezeu cu pâinea, nu? Nu numai cu pâine va trăi omul, ci și cu cuvântul, tot cuvântul lui Dumnezeu. Relația pâine-cuvânt ne spune foarte mult. Ce ne spune? Mănânc dimineața pâine, mă satur, dar la prânz mi-e atât de foame și dor de pâine de nu îți imaginezi. O mănânc la prânz, iar seara din nou o caut. Deci și cuvântul lui Dumnezeu trebuie să se simtă în viața noastră ca și o pâine din care ne hrănim zilnic. Și pelerinul trebuie să cunoască destul de bine Scriptura ca să dea semnificație și importanță tuturor locurilor sfinte din țara lui Iisus. Altminteri, ratăm frumusețea pelerinajului, necunoscând, nedând importanța cuvenită și lăsând la o formă superficială toată strădania noastră. Pâinea cuvântului Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră evreii la zidul plângerii, cred că ați văzut măcar prin fotografii sau într-un filmuleț. Citesc din Tora. Ce este Tora? Legea lui Moise, cartea facerii, ieșirea, cele cinci cărți ale lui Moise, de la începutul Bibliei. Evreul când citește, el face în permanență o aplecare. De ce credeți că face asta? Unii chiar o fac cu atâta insistență încât intră într-o stare parcă de extaz. Fața lui este transfigurată. Ei, de fapt, transmit un mesaj propriei lor ființe, dar și celor de în jur. Sunt ca pasărea cerului care ciugulește hrana și se hrănește cu dânsa. Evreul când face acest lucru, el arată că se hrănește din Tora, din legea lui Moise. Să știți că lucrul acesta ar trebui să fie însușit de noi creștini, nu să imităm așa, dar să avem conștiința că citind cuvântul lui Dumnezeu, ne hrănim, ne hrănim ființa noastră cu cuvântul Lui. Cu cuvântul Lui. Nu în zadar spune psalmistul David în psalmul 118 într-un loc, că cuvintele tale, Doamne, sunt mai dulci decât mierea pe cerul gurii mele, mai dulci decât mierea. Eu sunt pui de stupar și să știți că de câte ori umblu cu mierea și mă murdăresc pe degete, nu pot să mă duc să mă spăl. Vrând nevrând, îmi îndulcesc sufletul, pentru că este atât de bună, este ceva pur, luat din sute și mii de plante. Mai dulci cuvintele lui Dumnezeu decât mierea pe cerul gurii. Sau tot acolo, zice psalmistul, cum își va păstra tânărul cărarea dreaptă? Adică drumul frumos în viață. Și dă psalmistul răspunsul sub insuflare divină, păzind poruncile tale. Deci, subordonându-se, ascultând de cuvântul lui Dumnezeu. Deci, problema esențială pentru pregătirea noastră pentru un pelerinaj în Țara Sfântă este citirea Sfintei Scripturi cu multă atenție. Dacă nu avem timp, putere, curaj de a lua toate paginile Bibliei, măcar să luăm Noul Testament și din el măcar cele patru Evanghelii. Asta este o sumă minimală cu care trebuie să plecăm la drum. Am făcut odată o analiză și eu, așa ca oricare suflet muritor, să văd creștinii mei cam cât citesc ei din Scriptură. Și am pus două întrebări. Să ridice mâna sus cel care crede că a citit Scriptura o dată măcar în viață, de la cap la coadă. Am găsit foarte puține suflete.
și degetele erau, cum să spun, indecise, să se ridice sus sau să nu se ridice. Când a citit ultima dată în Scriptură? Și au fost răspunsuri. Acum o lună, acum 3 luni, unul singur mi-a spus, azi de dimineață am citit, unul singur. Este cartea cea mai tipărită și paradoxal cea mai necitită. Pelerinul trebuie să se îndrăgostească de Sfânta Scriptură, cum se îndrăgostește un tânăr de o fată frumoasă, inteligentă. Pentru că numai iubind Scriptura, simți nevoia ei, devii flămând după dânsa. Și înțelegând, poți ca să organizezi niște lucruri extraordinare în calitatea ta de pelerin. Eu am fost o fire foarte exigentă, încercând să-mi dau multe răspunsuri citind Sfânta Scriptură. Le aveam ca întrebări până am plecat în Țara Sfântă. Și atunci, ajungând acolo, am început încetul cu încetul să dezleg întrebările. Bună oară, să vedeți ce întrebare ciudată aveam eu. Cum putea Iisus să vorbească la 5.000 de bărbați, în afară de femei și copii, atunci când a făcut înmulțirea pâinii? Știți ce însemnează 5.000? Curtea bisericii de aici este arhiplină și oamenii sunt destul de îndesați. În afară de femei și copii, ar trebui să dublăm acest număr, 10.000. Cum a putut să fie auzit? Și mi-am dat răspunsul când am mers ca pelerin. M-am oprit acolo la locul înmulțirii pâinilor și am descoperit cu uimire faptul că exista un mic golf, adică o intrare a apei, așa, și se crea un amfiteatru natural acolo unde Iisus a vorbit mulțimilor. Ba mai mult de atât, se crea un ecou care multiplica vocea, o făcea mai puternică și se putea face auzit. Atunci mi-am dat seama că Iisus se folosea de mediul natural, în calitatea lui de Fiul al lui Dumnezeu, și putea să se adreseze fără microfon, fără stație de amplificare, dar să fie auzit foarte bine, chiar și de 10.000 de suflete. Iată ce poate descoperi un pelerin și foarte multe lucruri foarte subtile, care îl fac să înțeleagă mai bine toate lucrurile din Noul Testament, din Evanghelie. În la al treilea sau al patrulea pelerinaj, nu mai țin minte, mi-am luat și soția în pelerinaj. Ea avea teamă de avion, o frică teribilă de a urca în avion. Se uita cam des pe Discovery și vedea tot felul de dezastre. Și știți dumneavoastră, se creează o anumită imagine defavorabilă. Am convins-o, până la urmă ea avea curaj să urce în avion, mai degrabă eu aveam emoții, să întorsese lucrurile invers. Dar mergând cu dânsa, am avut o șansă în plus. De asta vă spun, în cadrul pelerinajului este bine să merge soț-soții. Ideal, dacă nu măcar cu cineva din familie. Se multiplică emoția sfântă pe care o ai, pentru că în comuniune cu soțul sau soția ta, în comuniune cu copilul tău, cu fiul, cu fiica ta, cu nepoții tăi, sau măcar cu niște prieteni apropiați, emoțiile cresc foarte mult. Eu când am mers la mormântul sfânt, aveam lacrimi în ochi, dar n-am putut plânge cât am plâns când am fost cu soția. Când am văzut-o înlăcrimată și plângând încet, discret, ca să nu supere pe cei din jur, dintr-o dată am început să am și o explozie de emoții, s-a prinde ca o scânteie emoție de la unul la celălalt. E adevărat că în fața Sfântului Mormânt întâlnești oameni din toate națiunile lumii și rămâi uimit, nu doar de pietatea lor, rămâi uimit că există o vibrație specială care îi fac pe oameni să aibă lacrimi în ochi fără voia lor. Nu găsești oameni care să nu licărească în ochii lor o emoție sfântă, ceva aparte. Și credeți-mă, erau și protestanți, erau de toate coloraturile. Și am rămas foarte uimit. Vietnamezi, coreeni, îi vedeam după înfățișare. Da, bine, cei care stau prea mult acolo poate
își matizează, își închid sensibilitățile lor, dar cei care sunt pelerini pot trăi emoții extraordinare. Și ce am făcut cu soția mea? Am făcut un lucru, nu era înscris în program și am dorit să-l fac neapărat cu dânsa. Mi-am cerut învoire o zi să rămân în Ierusalim și am vrut să rememorez pe jos drumul de pe muntele Măslinilor până în cetate. Știți dumneavoastră, în ziua Floriilor, Iisus pleacă din Betfage, o localitate dincolo de muntele Măslinilor, urcă și apoi coboară muntele Măslinilor și intră în cetate. Și am dorit să fac lucrul acesta discutând tot felul de lucruri, tot felul de chestiuni din Noul Testament. Bineînțeles că ne-am și oprit asupra locurilor sacre, le mai și văzusem în cadrul acelui pelerinaj, dar voiam să fundamentăm mai bine problemele și să le înțelegem mai plăcut. Am avut ocazia fericită să îmbrățișez un măslin care cred că avea peste 800 de ani. Și cei care erau acolo spuneau că sunt măslini care se reproduc din aceeași rădăcină. Cu alte cuvinte, rădăcina, mamă, bunică, străbunică, poate să fie chiar de pe vremea lui Iisus. Mă înțelegeți? Pentru mine era ceva foarte important să ating ceva care are o legătură cu trecutul. Da. Apoi, pelerinul nu trebuie să se lase furat când merge în Țara Sfântă de zgomotul cotidian, de freamătul urbanistic, de sutele și miile de autoturisme și mașini mai mari care trec. Eu mă străduiam în mintea mea să dau deoparte toată modernitatea locului și să văd cu ochii minții mele așezarea aceasta geografică, cu căsuțe modeste de altă dată, cu drumurile foarte înguste de altă dată, ca să pot mai ușor percepe cum era pe vremea lui Iisus și care era atmosfera momentelor pe care Iisus le trăia alături de poporul său. Dacă trăim și ne lăsăm furați doar de zgomotul respectiv al orașului modern, nu prea gustăm partea mistică a pelerinajului, partea tainică a pelerinajului. Așa încât nu trebuie să ne punem dopuri în urechi. Mintea noastră singură să se poată închide în fața modernității, a zgomotului, mai ales pe drumul crucii, când facem drumul crucii, este extraordinar să pășești aproape prin aceleași locuri pe unde a pășit Iisus. Cea mai mare parte a căii, a crucii, este identică cu calea din vremea lui Iisus. Pentru că oamenii când și-au marcat drumurile, aceste drumuri au fost cu imposibilitate de a mai fi modificate, pentru că erau clădiri așezate una lângă alta. Chiar dacă una se dărăpâna, alta se construia lângă. Așa încât acele căi au rămas în cea mai mare măsură identice. Lucrul acesta este foarte important. După aceea am mai avut un moment extraordinar pe Marea Galilei, în corabie. Am mers în mijlocul mării și știți că Iisus este foarte mult legat de Marea Galilei. S-au întâmplat niște lucruri, nu este vorba doar de pescuirea minunată. Știți, când ucenicii au prins pește. Odată Iisus merge împreună cu apostolii la pescuit și adorme în barcă. Și începe la un moment dat furtuna și toți se speriaseră sărăcuții de ei. Și Iisus când se trezește, doar cu un gest și un cuvânt, potolește furtuna și apele se liniștesc. Ucenicii s-au speriat atunci, când au văzut că și marea și vântul ascultă de glasul lui Iisus. Atunci au dat seama că cel care este lângă ei nu este om. Este mult mai mult decât un om. De fapt, așa Iisus a crescut în calitatea sa de Fiul al lui Dumnezeu în conștiința apostolilor. Și știți ce am făcut? Am cerut să se oprească motoarele și să stăm un sfert de oră cu ochii închiși, să ascultăm cum se zbat valurile de barcă și să-L simțim pe Iisus
că este prezent în barcă cu noi și noi suntem niște ucenici ai apostolilor și vrem și noi să gustăm câte ceva din frumusețea întâlnirii dintre Iisus și ucenicii Lui. Să știți că sunt locuri care te încarcă cu emoție și cu lacrimi, încât în fiecare zi te îndrăgostești de ceva nou, de un lucru pe care Iisus l-a avut cândva, l-a străbătut cândva. În felul acesta am reușit să mă leg cu inima mea de Țara Sfântă. Și acum în inima mea, să știți că, exact cum spunea într-o carte a pelerinajului, Țara lui Iisus a devenit și țara mea. Pentru că locurile sacre nu sunt numai ale lui Iisus, sunt și ale mele. Le-am străbătut și eu, m-am rugat și eu, am trăit emoțiile în măsura puterii credinței mele și am reușit să mă îmbogățesc spiritual. Sigur, știu foarte bine că în fiecare zi este câte o liturghie cu care se începe ziua, o liturghie la locurile sacre, unde ne putem împărtăși, este lucru extraordinar să poți avea această comuniune cu Hristos la acest nivel atât de înalt. Sigur că sunt foarte multe lucruri care ți le pui ca întrebări în calitatea ta de pelerin. De aceea este ghidul care ne poate ajuta să înțelegem mai bine lucrurile. De pildă, eu când am ajuns la Sfântul Mormânt, am fost puțintel incomodat de faptul că acolo sunt adunate ultimele 5 opriri, cele 5 stațiuni. Și îmi spuneam, bine, Golgota aici, Piatra Ungerii foarte aproape, Mormântul Sfânt foarte aproape, au fost îngrămădite, au fost adunate, ce s-a întâmplat? Și am fost nevoit să scormonesc puțin în istoria locului și să aflu cu surprindere niște lucruri interesante. Că de fapt, ceea ce este acum nu era nimic pe vremea lui Iisus, nu mă refer la clădire. Erau niște blocuri de stâncă foarte mari, locul căpățânii era într-adevăr un loc, nu degeaba îi spunea căpățânii, părea o căpățâne de om, iar dincoace unde era mormântul lui Iisus, de fapt mormântul era făcut pe orizontală, era o intrare pe orizontală făcută, lespedea era ridicată în picioare, era pusă ușor oblic ca să nu cadă, dar intrarea se făcea plecând capul și intrând ca într-o grotă. Și acolo era mormântul lui Iisus. Lespedea de piatră, întotdeauna lespedea de piatră unde era așezat trupul celui mort, era făcută ușor săpată, tocmai pentru a păstra acele miruri, acele mirodenii cu care se îmbălsăma corpul uman. Ritualul îmbălsămării aparține întregului Orient Antic și egipteni și alte națiuni, babilonieni, asirieni, practicau ideea aceasta de îmbălsămare. Era o formă de a mărturisi în crezul tău nemurirea ființei, nemurirea ființei omenești. Dar în evoluția timpului, creștinii au dat la o parte toate aceste blocuri mari de piatră, au păstrat doar locurile cu sfințenie și cu piatra originară și au înălțat în locul lor. La început au fost, să știți, două bisericuțe și o grădină care despărțea aceste două bisericuțe. După aceea s-a ridicat mai târziu o biserică uriașă care a adunat toate locurile acestea care au rezonanță cu răstignirea și moartea Domnului Hristos. Este frapant. Când înconjuri mormântul sfânt, nu poți să n-ai lacrimi și nu poți ca să nu cânți Hristos a înviat. Cred că este imnul, mondial al lumii creștine, Hristos a înviat, în toate limbile pământului. Și l-am cântat cu multă dragoste, și toamna, și primăvara, chiar dacă nu era perioada pascală. Acolo, în permanent, miroase a Paștei.
în jurul Sfântului Mormânt. Miroase a înviere, miroase a sărbătoare, deși ochii plâng, ai emoții, dar totul este o sărbătoare. Privește un mormânt gol, mărturie a învierii lui Hristos. Aș vrea, cu îngăduința Părintelui, să vă prezint calea crucii, cu imagini din drumul crucii, tocmai ca să vă familiarizați. Nu știu dacă ați mai văzut calea crucii cu imagini. Ați mai văzut, da? Ați fost acolo, dar aici n-ați văzut. Nu. Cu imagini din Țara Sfântă. Da. E bine, chiar dacă ați mai văzut, eu vă propun în 10 minute de parcurgem pe toate. Da. Și să iau microfonul mai aproape. Da, o să mergem, dacă puteți, să vă citesc. Din timpurile cele mai vechi ale începutului creștinismului, nu exista conceptul de cale a suferințelor sau calea crucii. Era acceptabil de a merge pe drumul sus de la grădina Gat-Shamanim sau Ghetsimani, locul unde Iuda Iscarioteanul a sărutat pe Iisus și astfel el l-a identificat soldaților romani care l-au arestat și l-au dus la închisoarea din cetatea Antonia, pe vremea consulului roman al Iudeii Ponțiu Pilat, până la un deal de cin din afara Ierusalimului, care mai târziu va primi numele de Golgota. Accentul era de a parcurge ruta pe care a mers Domnul, cărând crucea cea grea a răstignirii, de la punctul de plecare și până la locul unde a fost crucificat. Știți ce greutate avea crucea? Aproximativ? Da. Știți ce greutate avea crucea? Aproximativ în jur de 30 de kilograme, au estimat specialiștii. Pe calea crucii sunt 14 stații, unii spun 15 și locul învierii, dintre care 9 sunt pe parcursul traseului, începând de la Poarta Leilor, a orașului Ierusalim cel vechi, și 5 în complexul Bisericii a Sfântului Mormânt. Majoritatea stațiilor sunt marcate prin bisericuțe și capele, reprezentând diferite evenimente care i s-au întâmplat lui Iisus în timp ce ducea crucea grea a răstignirii pe această rută. Unele evenimente sunt tradiții care au fost formulate mai târziu, poate prin secolul al XIII-lea, nefiind menționate neapărat în Noul Testament și nici în scrierile mai vechi ale Sfinților Părinți. Tradiția care este practicată în prezent a fost finalizată în secolul trecut. Aceste elemente legate de această cale sunt elemente de bază dintre cele mai importante ale religiei creștine, încă din zorii apariției sale. Studiul și răspândirea acestei tradiții, ca și mersul pe jos de-a lungul căii crucii, sunt un principiu foarte important în religia creștină. Cei mai mulți creștini cred că judecata lui Iisus a avut loc în cetatea Antonia. În secolul al XIV-lea s-a construit pe ruinile acestei cetăți o rogojinărie, unde se făceau preșuri pentru diferite ritualuri religioase musulmane. Iar mai târziu, în perioada otomană, în acest loc au fost stabilite birourile guvernatorului turc. Iar în prezent, aici funcționează o școală musulmană de băieți, Umaria, și din acest motiv, franciscanii, Ordinul Franciscan, a ales să ridica prima și a doua stație vis-a-vis de această școală. Adică nu există șansa de a intra în acest spațiu. Da, mergem mai departe. Da, iată cum arată începutul cu calea crucii, Via Dolorosa. Vedeți niște arcuri care leagă zidurile și le fac să fie destul de rezistente. În Țara Sfântă nu prea există cutremure, dar la 100 de ani, 150 de ani, se mai mișcă pământul din când în când. Aici avem o schiță a drumului crucii lui Iisus, așa cum este astăzi. Trebuie să ne uităm din partea dreaptă către partea stângă. La intrare este Poarta Leilor, se numește așa pentru că pe frontispiciul porții sunt bazoreliefuri cu capetele de lei, de asta se numește Poarta Leilor, și apoi se merge
pe această cale a crucii, vedem stațiile numerotate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la un moment dat ne întoarcem, așa, 7, 8, ne întoarcem ca să facem pe a noua și să mergem la Biserica Sfântului Mormânt. Acolo mai era cândva o cale de acces între 8 și 9, care între timp a fost închisă. De aceea se face în conjurul. Să știți că aceste locuri au fost identificate cu foarte multă exigență. Adică nu sunt construcții doar logice, ci au și o anumită trimitere arheologică, istorică, biblică în același timp. Mergem mai departe. Iată intrarea numită Poarta Leilor. Vreau să vă spun că înainte de a ajunge la această poartă, există o cale de acces care duce spre stradă, iar dincolo de stradă, în spate, este Valea Chedronului, unde este un pârâu numit Pârâul Chedronului, dar nu-l veți vedea niciodată cu apă când mergem, pentru că el se umple cu apă numai în perioada ploioasă, adică prin luna februarie-martie sau noiembrie-decembrie. Și după aceea, exact în spate, începe Muntele Măslinilor. Aici este stația întâi, este școala de care vă vorbeam, o școală a băieților musulmani, și momentul este consumat întotdeauna în plină stradă, când se face drumul crucii. De luat aminte, drumul crucii este bine să se facă cât mai de dimineață, chiar pe la 5 sau 6 dimineața, pentru că atunci nu s-au deschis prăvăliile, atunci este liniște de plină și se poate face în condiții foarte bine acest moment. Noi, de câte ori am plecat din Roman, am luat o cruce confecționată aici în Roman, care se demontează și care intră în valiză, și apoi după aceea am atins-o și de Sfântul Mormânt și am adus-o și am așezat-o în câte o biserică, ca să fie o legătură mistică între Sfântul Mormânt, crucea lui Hristos și ceea ce prezentăm noi. Iată, aici avem un loc cu o arcă, o vedeți în partea dreaptă, care are și o construcție pe dânsa, Ecce Homo, iată omul, pentru că este zona unde a funcționat cândva pretoriul roman și unde Ponțiu Pilat îl prezintă pe Iisus în fața gloatelor, în fața mulțimilor, iată omul. Da. Aici este stația a doua. Este iarăși imaginea destul de clară. Da. Aici a avut loc flagelarea lui Iisus. Deci Iisus a fost bătut. De fapt, Ponțiu Pilat a intenționat ca să domolească spiritele, crezând că dacă îl va biciui pe Iisus, mulțimile se vor înduioșa de suferințele Domnului și vor trece cu vederea mai departe și vor căuta eliberarea lui. Stația a treia este tocmai locul în care Iisus cade pentru prima dată sub povara crucii. Deja în stația a patra este locul unde Iisus se întâlnește cu Maica sa, cu Fecioara Maria. Ea aici își vede fiul cărând crucea și pur și simplu și-a pierdut cunoștința. Locul este identificat în imediat apropierea stației a treia, lângă Patriarhia Armeană Catolică. Da, iată și un bazorelief când Iisus o întâlnește pe Maica sa și parcă Maica cu mâinile ei ar vrea să ia toată suferința fiului asupra ei. Așa fac mamele întotdeauna. Când copilul pățește ceva sau are o durere, prima dată pe mamă doare și pe urmă îl doare pe copil. Așa și aici. Stația cincea. Aici Iisus, nemaiputând să ducă crucea pe umeri, datorită greutății ei și a faptului că a fost biciuit, vreau să vă spun că Iisus deja avea o problemă gravă la inimă. Savanții spun că învelișul inimii deja se spărsese și avea niște dureri groaznice în zona cordului, așa, și este adus Simon din Cirene ca să-l ajute să ducă crucea.
Era un pelerin și Simon din Cirene, venise și el în Ierusalim. Stația a șasea, cu câteva imagini, rulați mai departe, așa, aici o femeie este în fața lui Iisus, la stația a șasea, și șterge cu ștergarul fața care era bruboane de sudoare și de sânge. Este Veronica. Da. În stația a șaptea, iarăși vedem aici imagini grăitoare, stația a opta, Așa. În stația a opta deja vedem afară pe perete menționat așa. Stația nouă este tocmai la intrarea în Biserica Ortodoxă Coptă. De fapt, intrarea pe acolo are loc de obicei când se face drumul crucii spre Sfântul Mormânt. Este o mică problemă. Biserica nu vor să o deschidă oricând și oricum. Și trebuie să ai multă răbdare, să arăți blândețe, iubire pe chipul tău, ca să poți înduioșa și să-i poți determina pe frații de acolo să... Da. Iată interiorul acestei bisericuțe, unde se face, de fapt, stația a noua, așa, cum arată în exterior mănăstirea, și iată, în față vedem deja Biserica Sfântului Mormânt. Pe cât pare ea de finalizată arhitectural, pe atât este de grandioasă în interior. Aici are loc stația 10-a, chiar afară, așa. Imaginea este foarte frumoasă cu ceea ce vedem noi. Apoi în interior avem imaginea de care vă vorbeam. Mormântul lui Iisus, vedeți culoarea pătată în gri, este de fapt stânca care exista la origini. Și vedeți, mormântul era săpat ca o grotă în stâncă, iar din coace era gol. O stâncă pe care este înfiptă crucea. Stația a 11-a, pe partea dreaptă a Golgotei, aparține franciscanilor. Puteți să dați o leacă înapoi, dacă... Înapoi, așa, atât, așa. Așa. Altarul de argint a fost donat, așa, de către Ferdinand I, de medicii din Florența. Da. Acolo este locul răstignirii, unde Iisus strigă de pe cruce: Tată, iartă-le că nu știu ce fac. Da. Apoi stația a 12-a. Iisus este prins, pironit în pe cruce, locul răstignirii, unde Dumnezeu rostește un psalm, unde Iisus rostește un psalm. Eli, Eli, la masa Bahtanii, nu este altceva decât un verset dintr-un psalm, dacă nu mă înșel, psalmul 19, care este un psalm încărcat cu semnificații profetice și care era rostit de evrei la momentele de grea cumpănă, la momente de suferință deosebită. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Da, stația a 12-a, unde este locul unde Iisus a murit. Da. Veți vedea acolo în interior un orificiu când vă închinați și puteți băga mâna ușor și să atingeți chiar piatra, stânca unde a fost înfiptă crucea Domnului Hristos. Este într-adevăr un lucru extraordinar. Sunt multe tradiții legate de locul acela. Mai jos, de desubt, veți întâlni o prezentare printr-un ochi de fereastră, cum stânca s-a despicat datorită cutremurului și veți vedea urme de sânge. Se zice că sângele lui Iisus... Da. Așa. Sângele lui Iisus s-a scurs peste craniul lui Adam și prin Adam Iisus spală păcatele întregii umanități. Da, aici este capela lui Adam, exact, fisura stâncii. Da.
Sigur că sunt multe lucruri legate de acest moment, e sabia de lui Longinus, Iisus în dreptul inimii primește lancia, să știți, n-avea nicio rațiune să împungă în altă zonă pentru a certifica încă o dată decesul lui Iisus. Deja lui Iisus se spărsese învelișul exterior al cordului și acest fapt îi dăduse dureri groasnice și care i-a dus în cele din urmă și moartea. La urmă, Iisus nici nu mai avea sânge prin vene. De asta spune evanghelistul Ioan, când a străpuns cu sulița coasta, a ieșit sânge și apă. De fapt, nu era apă, era un fel de lichid plasmatic fabricat urgent de corp, tocmai pentru a se apăra și a-și apăra viața corpul. Și acel lichid plasmatic căuta să țină locul, să suplinească oarecum sângele. Da. Aici este lespedea pe care Iisus a fost așezat când a fost coborât de pe cruce. De fapt, când intrăm în Biserica Sfântului Mormânt, ne oprim direct în fața ei. Da. Iată-o în altă imagine, așa. Da. Stația 14-a este, de fapt, mormântul lui Iisus. Vedeți mai jos o imagine din momentul sărbătorii pascale, cu apariția Sfintei Lumini, care are loc întotdeauna în ziua de sâmbătă, după ora prânzului, circa 13:30 pe ora 14, când apare Lumina Sfântă. Nu vă voi vorbi despre dânsa, pentru că nu este momentul. Da, stația 14 este locul unde Iisus este așezat în mormânt. Se mai vorbește despre a 15-a stație, învierea lui Iisus, care este tot lângă Sfântul Mormânt, dar asta pentru a da o finalitate pozitivă acestor ritualuri care se practică în biserică și chiar și în Biserica Ortodoxă în ultima vreme, pentru a rememora drumul crucii și pentru a da finalitatea glorioasă prin înviere. Da. Acesta este drumul crucii. Sigur că am putea vedea și Ierusalimul cu muntele măslinilor, dar poate este prea mult în seara aceasta și dacă cineva dorește ca să ia aceste imagini să le mai disemineze acasă, ar putea să vină cu un memorie stick și poate părintele, în bunătatea lui, ar putea să mai multiplice puțin și să le ofere și celorlalți. Da? Perfect. Perfect. Da. Vreau să vă spun că un asemenea pelerinaj însemnează un lucru extraordinar. În vremurile mai vechi, chiar și în prima jumătate a secolului 20, nu numai acum, cei care mergeau în Țara Sfântă și se întorceau acasă erau socotiți sfinți, hagi. Da. Și oamenii evlavioși căutau măcar să se atingă de ei. Poporul sesizează faptul că drumul acesta și pelerinajul Țara Sfântă este de fapt o cale de sfințire a vieții noastre. Iar cel care se întoarce din Țara Sfântă parcă poartă asupra lui aura plină de sfințenie a locurilor. Și cei care stau acasă se bucură măcar atingând cu mâna persoana care a avut acest dar și această binecuvântare. Cred că vă veți răni foarte mult sufletește făcând o asemenea călătorie. Cred că veți înțelege mai bine toată lucrarea pe care o face Dumnezeu pentru mântuirea lumii. Eu am avut și persoane indiferente religios, medici, profesori, care s-au întors acasă altfel. I-am văzut după aceea foarte des la biserică, practicanți, și mi-au spus: părinte, această călătorie mi-a schimbat profund viața. Acest lucru vă doresc și dumneavoastră tuturor. O schimbare și o înnoire a sufletului. Amin. Mulțumim foarte mult părintelui Mihaiță Popovici, părinte, prieten, frate. Mă simt onorat pentru asta. Așa cu noi și ce
ce-a pus părintele aici în fața microfonului și în fața camerelor de luat vederi pentru cei care ne urmăresc prin internet să ajungă nu numai la urechi, dar și la suflet. La suflet. Și cu asta să mergem practic în Țara Sfântă. Așa este. Așa este. L-așteptăm părintele și cu altă ocazie. Noi vrem să ne revedem în septembrie, vă voi anunța măcar cu o săptămână înainte data, cu sora Iuliana de la Notre Dame de Sion, care a trăit vreo 10 ani în, nu numai că a locuit, dar a studiat Biblia acolo. Și pomeneați la un moment dat de Ecce Homo. Exact în, moment, în locul acela, surorile Notre Dame de Sion au mănăstirea lor. Da. Acum vreau să spun... Ce? Așa știam, salul nostru. Acum nu știu cum este în Biblia catolică, că există mici diferențe. Da. E vorba de Septuaginta, e vorba și de Vulgata în același timp. Noi ortodoxii mergem în versiunea... Dar diferențele sunt formale, nu sunt de fond. Da, vedeți, căutați cum sal mai departe sau înapoi. Au fost anumite întrebări și de asta îmi place să le spun tuturor și celor care sunt în biserică și cei care ne urmăresc. Oricum, ceea ce se întâmplă aici se înregistrează și sperăm în scurt timp să ajungă și pe Ercis, așa cum știți că și înregistrările trecute au fost puse pe Ercis și mulțumim celor care lucrează la site-ul Episcopiei. Deci am fost întrebat de câțiva din pelerinii noștri ce bagaj avem voie să ducem cu noi? Și am primit răspuns de la agenție, tarom, bagaj, mână, 10 kg, dimensiuni 55x40x20. Trebuie să încapă, este un... Da? Supra. Așa. Bagajul la cală poate să aibă maxim 23 de kg. Bagajul care merge cu avionul. Cel în mână, maxim 10 kg. Așa. Dimensiunea totală, înălțime, lungime, lățime, nu trebuie să depășească 158 de centimetri. Legat de asigurări, aș vrea să știu și pe bază de listă, cei care doriți să facem asigurarea într-un singur loc, ca să nu ne bate în capul fiecare... Da, eu m-am interesat de o firmă, se cheamă Mondial Assistance și face pentru toți. Unii au încercat să mă dezinformeze, sau nu știu dacă să numai decât să mă dezinformeze, dar să-mi spună că ar fi limită de vârstă. Aici, adică, la Mondial, nu este limită de vârstă. Mi s-a spus Mondial Assistance, asigurări călătorie. Sunt grade de risc mai mari. Da. Eu am luat o bătrânică de 92 de ani cu riscuri destul de mari. Și mi-era teamă, căldură foarte mare. Știți cine era în frunte, în fruntea grupului? Și spunea, dar sunteți moi, de ce mergeți așa de greu? Bătrânică, ne dădea lecții de voiciune. Deci spune că această Mondial Assistance, pentru 10 zile, și noi mergem 7 zile, pentru 10 zile, noi intrăm la 10 zile, 38 de lei ar costa persoane fără limită de vârstă. Deci, așa mi s-a spus. Dacă doriți, atunci vă rog să faceți o listă și mă prezentați. Inclusiv cei care ne urmăresc pe internet, dacă doriți să ne ocupăm noi de aici, de la Roman, pentru, vă rog să faceți listă, să-mi trimiteți dorința dumneavoastră și atunci facem pentru tot grupul. La fel... pentru plecarea la Iași. Poate e bine să spunem acum, cei din jurul Romanului, dacă doriți să mergem cu toții împreună, atunci să-mi spuneți, să găsim un autocar, să găsim ceva care să nu ducă de aici și până, pentru că de la Iași și până la aeroport este departe. Este departe. Dacă vreți, la fel, pe listă să menționați acolo. Vreau asigurare și vreau deplasare Roman-Iași. Ceilalți care vin din alte părți trebuie să se intereseze personal. Vin de la Suceava, vin de la Bacău, vin de nu știu unde. Cei care doresc să meargă cu noi, chiar dacă vin de la Bacău, până la Bacău vin cu ce vor și de aici vor să mergem împreună.
e bine să-mi comunice cât de curând lucrul acesta. La fel, cei care încă n-au achitat toată suma, 850 de euro, și cei care încă n-au prezentat pașapoartele, în cât mai scurt timp v-aș ruga să-mi prezentați pașapoartele în original, unii au crezut că e vorba de copie, în original și suma întreagă, în cât mai scurt timp, acum până la sfârșitul lunii august. Dacă mai sunt întrebări, dacă părintele vrea să... Să intervin puțin vis-a-vis de bagaje. Aș vrea să vă spun, dacă vi se întâmplă să aveți bagaje mai grele de 23 de kilograme, nu vă speriați. Vă asociați acolo la aeroport cu persoane care au bagaje foarte subțiri și ei cumulează la două persoane și fac media și puteți să ieși din situația neplăcută. Că se poate întâmpla, luați amintiri, luați... Da, bine, depinde de la caz la caz. La a doua problemă cu asigurarea, eu eram să o pățesc odată, pentru că sunt și asigurări mai ieftine, am văzut că părintele opționează pentru o asigurare mai serioasă. Trebuie să aveți asigurat bagajul în caz de pierdere și o asigurare să fie până la 10.000 de dolari, nu contează. Se poate întâmpla tot felul de istorii, numai vezi să nu-ți găsești bagajul. De bână nu, ăla din cală. În al doilea rând, în caz de boală, asigurarea să acopere măcar un 15.000 de dolari. Pentru că se pot întâmpla, ai o luxație la picior, ai căzut jos, sunt atâtea și atâtea neprevăzute. Să vă puteți încadra în costurile destul de pipărate pe care le practică clinicile din Israel. Adică trebuie să fim atenți la condițiile de asigurare. Dacă mai sunt întrebări acum sau dacă nu pot să-mi parvină prin mesaje, cei care ne urmăresc prin internet, e bine să ne informăm din timp. Ne mai vedem în septembrie, vom vedea exact când, cred că în partea a doua a lunii septembrie, dar oricum vă anunț. O seară frumoasă tuturor, lăudați să fie Iisus Hristos!